Cea mai mare parte a exporturilor de mărfuri din Republica Moldova în perioada ianuarie-iunie au ajuns în statele Uniunii Europene, însumând 626 de milioane de dolari, în creștere cu aproape 1% față de același interval al anului 2014. În același timp, în țările CSE au fost exportate mărfuri în valoare de 241,5 milioane de dolari, în scădere cu aproape 40% față de primul semestru al anului trecut, indică Biroul Național de Statistică. Potrivit instituției, exporturile de mărfuri au scăzut în primele 6 luni ale acestui an cu peste 15% față de aceeași perioadă din 2014. În perioada ianuarie-mai, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 2 ori mai mare în România decât cea a mărfurilor livrate în Rusia. Cele mai multe bunuri din Republica Moldova au ajuns pe piețele din România, Rusia, Italia, Marea Britanie și Germania.